primăria Giroc anunță un nou proiect pentru comună. Investiția se ridică la peste 33 milioane de lei. A fost depusă cererea de finanțare pentru obiectivul înființarea sistemului de canalizare pluvială în zona de nord a localității Giroc, comuna Giroc, județul Timiș, prin programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Proiectul pentru Giroc include extinderea rețelei de canalizare pluvială cu 6070 de metri și construirea a 11 bazine de reținere și stații de pompare. Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în îmbunătățirea infrastructurii locale pentru toți locuitorii comunei Giroc. Mulțumim tuturor celor implicați pentru sprijinul lor în realizarea acestui proiect important pentru comunitatea noastră, transmit reprezentanții administrației locale.